Asia Târgu Mureș și fundașul Ionuț Gugu au încheiat de comun acord colaborarea. Cele două părți au convenit să rezilieze contractul de jucător cu ASEA, Gugu fiind acum liber de contract. Până la această decizie, conducerea ASEA Târgu Mureș a reușit să perfecteze transferul atacantului bulgar Miroslav Manolov, în vârstă de 29 de ani. După plecarea 4 jucători din lot după încheierea turului Ligii I de fotbal, un alt transfer este al jucătorului Silviu Ilie, ultima dată la Oțelul Galați. Fotbalistul în vârstă de 26 de ani poate evolua fundaș sau mijlocaș stâng și a semnat un contract valabil până în vară cu opțiune de prelungire. Ultima echipă la care a activat Miroslav Manolov este Cernomore Varna, pentru care a jucat 19 partide și a înscris 4 goluri. Noul vârf de atac al ASEA și a început cariera de junior la CSKA Sofia, pentru care a jucat și în echipa mare, după care a mai evoluat doar în țara sa la Burgas și Litex. La Burgas a jucat după ce a părăsit CSKA între 2007 și 2013, iar la Litex în sezonul trecut, după care a trecut la Varna. Silviu Ilie a fost component al echipei Oțelul Galați, care a câștigat campionatul și Supercupa, evoluând în grupele Champions League. Are 134 de partide în Liga 1, 3 jocuri în echipa națională a României și 16 prezențe în selecționata de tineret.